Bună ziua și bine v-am regăsit! Suntem în prima zi de festival. Suntem la sesiunea Cum facem evaluarea mai bună și mai bine. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici, că v-ați alăturat. Eu sunt Livia Untaru, parte din Asociația TechSoup și voi fi gazda acestei sesiuni. Alături de mine în chat se află colega mea, Natalia, care ne va ajuta să colectăm întrebările pe parcursul sesiunii. Iar în măsura în care timpul ne permite, le vom adresa invitatului de astăzi, la finalul prezentării. Așa cum spuneam, Festivalul Digital Predau Viitor este un maraton educațional pentru profesori din România și Republica Moldova despre pedagogie digitală, STEAM și cetățenie digitală. Astăzi, desigur, ne concentrăm pe pedagogie și cu siguranță trecem de la zona de joacă la evaluare. Credem că va fi poate o trecere destul de bruscă, dar veți vedea că lucrurile sunt la fel de interesante. Înainte de toate, vreau să vă amintesc de pachetul general al festivalului, unde veți găsi detalii despre organizare și participare, agenda zilei și multe alte informații utile. Tot acolo găsiți și prezentările invitaților la finalul zilei. Așa că vă rog să vă uitați în chat. Colega mea Natalia va pune din nou linkul tabelului de festival. Bun, în această discuție vorbim despre evaluare, așa cum spuneam. Este recomandată de noi pentru toți profesorii, de la orice nivel de învățământ, însă cu precădere ar putea fi relevantă sau mai relevantă pentru profesorii de clase primare, pentru că acolo veți vedea, vom vorbi de niște de o harta competențelor pregătită special pentru ciclul primar, dar este relevantă, la fel de relevantă și pentru clasele gimnaziale și chiar și pentru liceu. Obiectivele, desigur, ale acestei sesiuni să explorăm rolul evaluării în procesul de învățare și scopurile cu care evaluăm, să reflectăm asupra integrării evaluării în procesul de învățare, să înțelegem felul în care descriptorii de performanță sunt conectați cu competențe specifice pe care le puteți explora la clasă, și, desigur, să discutăm despre feedback, să înțelegem cum și când să oferim feedback elevilor noștri. Mă scuzați? Asta era... Iar acum aș vrea să îl invit pe invitatul nostru, Constantin Lomaca, profesor și șef al Catedrei de Științe la Franconian International School Erlangen, Germania, pe care îl veți cunoaște în această sesiune. Domnule Lomaca, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la acest festival și vă invit să spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră înainte de toate. Vă mulțumesc mult pentru invitație și bună dimineața tuturor celor care v-ați luat din timpul liber acum în vacanță să stați aici în fața unui ecran. Sper să avem o oră bună în sensul de eficientă să învățăm câte ceva și să mai lămurim anumite lucruri. Foarte pe scurt despre mine, pentru că aici n-ați venit pentru mine, ci cu speranța că ceea ce am eu de prezentat va fi de folos. Am lucrat 20 de ani în învățământ în Australia, de 8 ani sunt în Germania. Sunt profesor de științe, fizică, chimie, biologie. În primul rând am mai predat și teoria cunoașterii, iar experiența mea cu cei mici și vine din partea de filozofie pentru copii și aici m-am ocupat mai mult și de cei de la ciclu primar. Asta poate pe scurt. Și în România am colaborări cu Teach for Romania, cu Aspire Teachers, cu Telescop. Deci am cu câteva asociații plus prietenii mei profesori de diverse școli. Cam asta foarte pe scurt. Mă mai puteți întreba la sfârșit, cu mare plăcere mai stăm de vorbă. O să prezint ce am pregătit, pentru că timpul este limitat și am încercat să trec prin lucrurile esențiale. Sper să nu-mi fi scăpat nimic extrem de important legat de evaluare. Bineînțeles că nu este timp de foarte multă aprofundare, dar măcar câteva direcții și, știu eu, întrebări pentru viitor măcar, sau dacă nu chiar lămuriri. Așa că putem începe. Scrieți întrebările care le aveți, bineînțeles, în chat sau o să le preia Livia. Și la sfârșit avem timp alocat întrebărilor și răspunsurilor. Corect, Livia? Bun. Atunci putem să începem, da? Okay.
Ok. Deci cam ăsta este planul. Deci ce și de ce evaluăm? O să ne concentrăm pe evaluările sumative. N-avem timp astăzi de cele formative, dar sunt foarte importante. Cum o facem? De ce o facem? Puțin vom petrece asupra descriptorilor de performanță pentru competențele specifice. Asta este destul de important pentru că încă nu sunt lămurite în programele românești. Interpretările competențelor specifice sunt la latitudinea profesorului sau a școlilor. Nu există un numitor comun care să lege aceste competențe specifice și, cu alte cuvinte, o notă de 7, știu eu, de la Buzău să fie același lucru sau cât de cât apropiată de o notă de 7 de la Oradea. Exemple am pus din STEM, dar nu avem timp mai mult decât unul. O să pun un exemplu de la biologie. Cum am zis, la descriptorul de performanță o să vă arăt și harta competențelor pe care am făcut-o cu niște doamne învățătoare acum un an, 2 ani aproape. Și, bineînțeles, la sfârșit, întrebări și discuții. Unde ne aflăm? Deci eu o să vorbesc, pentru că sunt practician și o să vorbesc de lucruri concrete, dar trebuie să înțelegeți și partea largă a unde ne încadrăm cu profesia noastră. Planificarea inversă se referă la planificarea cu finalul în minte, deci trebuie să știm unde vrem să ajungă copiii. Apoi, după aceea, scriem evaluarea. După care ne ducem la clasă, predăm, ne asigurăm și că îi învățăm sau că îi ajutăm să învețe să gândească singuri, de ce am pus gândirea vizibilă și este nevoie de o reflexie continuă. Asta e în mare unde ne încadrăm. Noi astăzi ne vom ocupa de partea de sus, acestui fagure de evaluarea competențelor. Cum spuneam și înainte, în elaborarea programei trebuie parcurse 3 etape mari. Identificarea rezultatelor, unde vrem să ajungem la sfârșitul unității de învățare și la sfârșitul ciclului de învățare, de asemenea. Și pe urmă, care sunt parametrii? Ce trebuie să demonstreze copilul, elevul, pentru ca noi să putem spune că a atins aceste competențe, mai un nivel avansat sau un nivel începător, sau nu le-a atins. Deci trebuie să stabilim cum demonstrează ce știe și ce știe să facă elevul. Abia apoi ar trebui să trecem să elaborăm planurile de lecții care să-i conducă pe copii către aceste competențe. Deci asta vreau să zic de la început. Dacă începem planificarea cu lecțiile, nu cred că ne îndreptăm spre ceea ce ne dorim să facem. Planificările nu trebuie să înceapă cu lecțiile. Planificările trebuie să înceapă cu unde vrem să ajungem, cu conceptele mari și abia apoi vor veni detaliile. Primul lucru și pe asta puteți să scrieți, eu nu făcea tot, dar puteți să scrieți acolo, de exemplu, 2-3 minute am zis, ce credeți dumneavoastră că este o evaluare? Care e rostul evaluării? Am zis acolo într-un singur cuvânt, dar poate că este mai bine într-o singură propoziție sau frază. Ce înseamnă să evaluăm? Ce credeți că, care este scopul, rostul evaluării? Sau scopurile, dacă sunt mai multe. Am să citesc eu câteva Da, cuvinte, mulțumesc. mai aștept un minut. Bun. Am remarcat de câteva ori punctul de pornire, măsurare, prognoză, înțelegere, verificare, apreciere, ierarhizare, a măsura și a regra procesul educațional la clasă, să
știm de unde pornim și unde vrem să ajungem, deci din nou punctul de pornire. Feedback, am uitat feedback, foarte important. S-a numărat de câteva ori aici încet, îmi cer scuze dacă nu le voi spune pe Ok, toate. avem o vedere de ansamblu. Deci, Da. este pe de o parte, ci din ce spun dânsii și cam asta sunt toți de acord. Pe de o parte este rolul de diagnostic, de măsurare, fie la început, fie la jumate, fie la sfârșit, dar ceva trebuie măsurat. Este o indicație a unde se află elevul la un anumit punct și cum văd că apare foarte des în ce ați scris acolo în chat, e vorba și de progres. Și aici vreau să ajungem. Cum măsurăm acest progres? Că noi de multe ori diagnosticăm, dăm nota și după aceea predăm altceva. Și progresul înseamnă o notă pe alte conținuturi, nu neapărat pe aceleași competențe. Cum verificăm progresul pe o anumită competență? Întrebare semi-retorică, nu e chiar retorică, e semi-retorică, pentru că dacă credem că trebuie să avem o idee despre progres, și îl cuantificăm în niște note, sunt notele respective reprezentative pentru progresul real și ce ne spun, pe ce domeniu, pe ce competențe a fost progresul. Asta rămâne de poate discutat la sfârșit. Oricum, pe de o parte avem partea sumativă, pe care am spus-o, partea formativă, pentru că trebuie să-i pregătim, și partea de progres, partea de evoluție. Aici un mic exemplu de cum putem să ne organizăm, să ne planificăm, ca să zic așa, scuze, evaluările. De ce evaluăm? Pe lângă faptul că ne cere ministerul sau cine ne coordonează, noi de ce evaluăm? Care e scopul? Care e sensul unei evaluări? Ce evaluăm? Conținuturi? Evaluăm competențe? Evaluăm înțelegere, dacă evaluăm înțelegerea, cum evaluăm dacă au înțeles. O să ne uităm puțin la asta ceva mai târziu. După care, în momentul în care știm de ce evaluăm și ce ne dorim să evaluăm, ne gândim care e cea mai bună metodă de evaluare. Cum spuneam, este diagnostic, este a învățării, este a metodei de învățare, acest ca învățare, cum învață copiii, sau pentru învățare, cu alte cuvinte, cum să pregătesc pentru a demonstra ce au învățat. Apoi, cum mă asigur că evaluarea va fi de calitate? De unde știu? Ce criterii am eu la clasă pentru a ști care este calitatea evaluării pe care am făcut-o? Că dacă am o clasă care, în general, au rezultate, să zicem, între 5 și 9 sau 4 și 10, și le dau o evaluare în care toți au 4, toți, majoritatea, deci iese din normă, sau toți au note foarte mari, atunci trebuie să mă întreb dacă evaluarea respectivă pe care eu am scris-o și eu am ales-o este de calitate. Pe de altă parte, trebuie să mă uit la corelația dintre valorile externe și cele interne și să-mi dau seama dacă evaluările mele interne îmi dau același gen de notă pentru aceeași competență pe care copiii le au la evaluările externe. Asta pornind de la premisa că evaluările externe sunt valide, care nu e obligatoriu totdeauna, dar în cazul ăsta, hai să pornim de la premisa asta. Și mă dau evaluarea și reflectăm. Deci trebuie să avem ceva de genul ăsta în minte atunci când noi ne pregătim să evaluăm. Aici este harta competențelor care aceste doamne învățătoare cu care am lucrat și eu au creat-o, am creat-o, cum spuneam, acum vreo 2 ani. Este sursă deschisă, o să vă arăt imediat unde o și găsiți. Și care și-a propus, cum vedeți aici, aici e doar un exemplu la clasa pregătitoare, o să deschid documentul într-un minut. Am luat fiecare competență specifică în parte, la matematică aici, numai la matematică am făcut. Dar asta se pot face și la celelalte materii. La matematică, după cum foarte bine știți cei care predați la primar, competențele specifice sunt foarte apropiate, pot fi chiar considerate conținutul. Cei care predați la gimnaziu, și am un exemplu puțin mai târziu, o să vedeți cum sunt competențele specifice mult mai generale. Acolo e nevoie foarte multă de interpretare a ceea ce au vrut să spună și după aceea de potrivirea conținutului.
Bun, avem o competență specifică, asta la primar, cum spuneam înainte. Recunoașterea numerelor. Pentru ce îi dăm bine, pentru ce îi dăm foarte bine, pentru ce îi dăm satisfăcător, ce trebuie să știe și să poată face. În cazul ăsta, recunoașteți că îi asociază până la 0-10, am zis noi. Recunoașteți și asociază cu reprezentarea și scrie ca rezultat al adunării până la 31. Ca să avem cât de cât, când le dăm, când scriem anumită evaluare, să știm pe ce le dăm calificativul. Poți să fac asta sau poți să fac asta? Și în primul rând să fim noi consecvenți și corecți față de copii, bineînțeles, elevii noștri de la clasa noastră, dar ideal, nu ideal, că în alte părți așa se face, mai mult decât normal, ar fi ca toți învățătorii de la același an să le folosească pe astea și să fie o înțelegere măcar la nivel de școală, ca la clasa a doua sau la clasa pregătitoare, să zicem, toată lumea să folosească așa ceva și un calificativ de la o clasă, dat de, să zicem, doamna Livia, să fie același, dacă copilul face același lucru, dat de Constantin. N-ar trebui să fie diferit numai pentru că avem stiluri de predare diferite sau personalități diferite noi profesori. Sau așteptări diferite. Poți să ai așteptări diferite în pregătire. Dar când e vorba de a le recunoaște capacitatea lor de a atinge o anumită competență, asta trebuie raportată la standard. Din cauza asta, aceste competențe, standarde de performanță sunt foarte importante. Ies de aici ca să vă arăt și unde puteți găsi documentul integral și îl puteți descărca dacă doriți. Numai un pic. Imediat. Puteți să mai scrieți întrebări pe acolo, că eu o pun imediat asta. Da. Ok. Deci aici, dacă pentru cine dorește, deci dacă vreți, asta puteți faceți. Scrieți în Google Aspire harta competențelor, vă duce la acest document, că arată așa ca un acordeon, sunt 10 pagini. Și aici puteți descărca acordeonul în Excel sau în A4, uite cum am descărcat în A4. Și aveți, uitați-vă, de la clasa pregătitoare, fiecare competență pe partea stângă și cei trei descriptori de performanță pentru satisfăcător, bine și foarte bine, cu interpretarea de rigoare. Bineînțeles, noi nu suntem lege sau minister, sau le-am făcut cum am crezut cu experiența acestor doamne și cu ce înțeleg eu de cum se pot aranja așa ceva din experiența mea, ca să fie un instrument folositor învățătorilor. Au fost două motive. Unul a fost ca să urmărim progresul individual și altul foarte important a fost, mai ales în comunitățile dezavantajate, dar nu numai, se poate întâmpla și în alte părți, când vine un copil de la altă școală sau știu eu, copii din străinătate sau așa, unde, să zicem, predai la clasa 4-a și ai în clasă copiii care abia sunt la nivel de bine, să zicem, pentru clasa 2-a. Ce faci? Predai materiale de clasa 4-a la toată lumea? Înseamnă că pe ăsta îl ignori complet sau îl lași repetent? Că, pe de altă parte, n-ai timp complet să te ocupi de fiecare care e în urmă cu nu știu cât, 2 ani de zile. Dar ai și responsabilitatea ca să te intereseze și de acel copil. Măcar această harta competențelor ne dă o idee pe unde se află și care ar fi următorul pas. Următorul pas nu e obligator să-l facă în 3 luni, poate îl face în 2 luni, în o lună. Îi facem un fel de mini-program în care copilul respectiv îl accelerăm, îl ajutăm să revină din urmă, bineînțeles și dacă vrea și dacă e motivat și așa mai departe. Dar iarăși puneți de la premisa, copilul își dorește să învețe. Știu că nu-i totdeauna așa. Nu credeți că nu știu. Dar și noi trebuie să ne facem... Nu putem să ignorăm faptul că unii sunt în urmă cu mai mult de 6 luni, poate cu 2 ani câteodată. Și nu vrem să avem prea mulți care tot timpul repetă și repetă și ies din școală la 12 ani, nu mai vin după aia. După
Am întâlnit acum, am fost într-o comunitate, într-un sat din Brașov și era un băiat de 16 ani care abia acum termina clasa 8-a. Abia aștepta să termine sau. Și era și puțin rușine, spun că. În fine, dar altfel era articulat, muncea, să aștepta să aibă serviciu și așa mai departe. E cum putem să-i ajutăm și pe copiii ăștia? Deci astea sunt două motive. Acela de a urmări progresul fiecărui elev, chiar acelor care se află cât de cât la nivelul la care este de așteptat pentru anul școlar pe care îl urmează și pentru cei care sunt în urmă să-i putem ajuta să ajungă mai repede sau cât se poate să micșoreze distanța dintre ei și cei care sunt mai avansați. Asta voiam să vă arăt cu harta competențelor. O găsiți aici, vă doresc, chiar dacă mai ales dacă o folosiți, mi-ar place să mai aud, plăcea să mai aud de cum merge, cum ați găsit-o, cum ați folosit-o. Noi, altă chestie, am încercat să le aliniem, dacă vă uitați pe pagina asta, nu știu cât de mare este. Ele când au fost scrise, nu au fost scrise de aceleași persoane. N-a scris cineva sau un grup totul de la pregătitor la clasa 4. E clar că a existat o separare între clasa 2 și a 3. Și am încercat să le aliniem. Dacă vedeți aici, 1, 1, 1, 1 merge, 1, 2, 1, 2, clasa 3, a 2. Clasa 3, a 4 apare 2, 1, 2, 2, 2, 3 corespunde la 1, 3. Nu sunt în aceeași ordine. Ce am făcut noi aici, le-am pus cumva că la aceeași competență generală, asta din stânga, a doua coloană este competența specifică, să urmeze logic de la clasa 3 la clasa 4. Aici sper să vă mai fie de folos un astfel de document. Bun, să revenim. Să închidem. Imediat. Acum ne uităm puțin și la gimnaziu. În măsura timpului. Așa. Așa. Gimnaziul clasa 5 a luat o competență, identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelului. Vedeți că aici față de matematică e cu totul altceva. Hai că identificare mai știm despre ce e vorba. Caracteristici, decidem care ar fi acestea, dar știți, dacă ajungem la sisteme și la modele, chiar și profesorii de biologie găsesc asta dificil. Nu că n-ar ști, dacă să cadă de acord. Ce sisteme? Câte? Ce modele? Cum? Câte ore am? Cum le fac? Deci asta e competența specifică. După care, îți alegi conținuturile. Astea le-am ales în colaborare cu două doamne profesoare de biologie, ca să trecem la etapa următoare și am zis că astea ar fi potrivite. Nu e obligatoriu. Conținuturile, după știți foarte bine, sunt recomandate. Profesorul alege la gimnaziu ce conținutul folosește pentru o competență specifică. Și marele avantaj, dacă pot să zic așa, la materiile care nu sunt matematică și limba română, este că ai mai multă libertate, nu sunt materii de examene și atunci poți să fii mai flexibil puțin. Și acum competența specifică. Identificarea caracteristicilor. Nivelul 1 nu-l mai pune, nivelul care n-ai luat note de trecere. Și apoi nivelul 2, notele 5, 6, 3 și 4. Uitați-vă puțin la cum le-am ierarhizat aici și sper că observați o problemă care a trebuit cumva rezolvată. Ok. Problema principală aici este felul în care este formulată această competență. Și chiar dacă e clasa a cincea, competența spune numai identificare. Deci, cu alte cuvinte, să le recunoști. Atât. Nu-ți cere să le descrii, nu-ți cere să le explici. E, noi acum când ne uităm, identifici caracteristici ale sistemelor bazate pe modele, nu trebuie să faci legătura între model și sistem. Dacă e bazat pe. Deci ar trebui cumva să faci legătura, că altfel nu poți să fie bazat pe model. Deci deja ajungi la explicație.
Dar competența nu cere explicații. Ori noi ne-am luat libertatea în cazul ăsta să spunem, domnule, ca să ia notă maximă, ar trebui să explice relațiile dintre organismele din lanțul trofice, cum am zis aici, și adaptări la mediul de viață. Nu e obligatoriu să fie așa, dar altfel cum rezolvi problema? Că altfel rămâi la nivelul 2 și o să-i dai nota 10 dacă el doar îți identifică câteva relații. E și asta ok, dar trebuie toată lumea să meargă pe anumite linii. Deci, genul de probleme care se pun. Sugestia mea este că la nivel de școală, dacă ești singurul profesor de biologie, atunci ți le faci tu, e, măcar ești corect față de clasa ta sau clasele, dacă ai mai mult de o clasă. Dar dacă sunteți mai mulți profesori de aceeași materie, trebuie cât de cât să cădeți de acord. Nici nu pot imagina cum este să fie la o clasă să dea o lucrare unde un profesor să folosească numai identifica și la altul să-i ceară să explice. Normal că atunci copilul care ia nota 8 că n-a explicat, se duce la clasa cealaltă și o să vadă că unii au luat și 10 fără să explice. Și asta nu e corect față de copii. Bun, avem descriptorii de performanță, acum ne apropiem de evaluări. Asta a fost doar faza pregătitoare, antrenamentul. Scriem o evaluare. Asta e doar un exemplu. Iarăși nu trebuie să fie așa. Este o evaluare. În cazul ăsta am zis 3-4 lecții la clasă. Nu toată lumea are timpul să facă 3-4 lecții la clasă. Poți să faci una, două la clasă, poți să faci una, două acasă. Poți să fie, evaluarea poate să fie teză. Eu am ales intenționat o neteză ca să ne uităm și la alte exemple de evaluare. Dar nu e, după mine, nu e nimic rău să ai și teze. E rău să ai numai teze și asculta la clasă la o care, apropo, nu prea să mai faci în alte părți. Dar să ai și alte tipuri de evaluări. Proiecte, știu, jocuri de rol, lucrări practice la știință. Știu că e problema cu laboratoarele, tot mai am fost prin câteva școli. Dar cât de cât se mai poate face. Iei niște frunze și le spargi într-un. N-ai moja și pistilia, e un bol ca ăsta meu de aici și îl pui acolo frunza și o spargi, pui niște alcool și o scoți și faci o cromatografie. Mai improvizezi cât de cât, mai ales la ăștia mici. Deci, asta e exemplu de evaluare. După care ai scris-o, deci evaluarea asta trebuie să regăsească în conținuturile și competența specifică pe care vrei să o evaluezi. Și faci un barem de corectare. Ăsta nu avem timp, ăsta ne-a trebuit o jumătate de zi întreagă, Livia, ca să... Pentru că aici este cel mai dificil. Cum faci baremul de corectare ca să cazi de acord, mai ales când nu ești tu singur, și să ți se și potrivească cu descriptorii de performanță. După cum vedeți aici pentru nota 10, avem explică criteriile folosite pentru a grupa organisme. Deci ne-am dus pe ce am spus înainte, jos în dreapta, explică relațiile dintre organisme și lanțul trofice. Deci am introdus-o și pe asta pentru nota maximă. La 7-8, dacă vă uitați la punctul 3, am spus încearcă să explice. Spune așa ceva, dar nu e exact corect, dar are o idee că trebuie cumva să fie grupate funcție de niște criterii. Și abia după aceea nu le-am mai pus aici, sunt notele de 5 și 6, unde le grupează cât de cât corect, dar nu știe de ce le-a grupat așa sau nu poate explica. Plus celelalte părți de identificare, descriere un pic mai ușor ca să descrii ceva. Explicația este mai greu pentru că trebuie să legi cauza de efect. Ce le cere prin evaluări? Spuneam înainte, identificăm. Uitați-vă aici pe taxonomia lui Bloom și am un slide la sfârșit cu asta să ne mai aducem aminte cei care ați văzut. N-ați mai văzut-o de mult? Expune, prezintă faptele, datele, un fel de a identifica, la memora, de a-ți aduce aminte. E ok, ai nevoie de asta. Dar mai departe, ce înseamnă să descrii? Înseamnă să te identifici, să dai detalii, caracteristici. Mai departe, să explici. Trebuie să știi să descrii și să motivezi. Acum, la clasa a 5-a, nu prea te duci mai departe la justifică și evaluează, dar s-ar putea să te duci la analizează, mai ales dacă ai clasă unde copiii sunt foarte rapizi. Ce înseamnă să justifici? Explici și aduci și dovezi. Tu mă să analizezi, să evaluezi unde justifici și ai și o concluzie. E o chestie interesantă, asta de voi copii de clasa 12 la două licee,
de asta, colegii naționali. Voi cum faceți, cum concluzionați? Ce înseamnă să tragi o concluzie? Nu numai la știință, cu toate că la știință tot timpul trebuie să tragi concluzii, dar nu numai la știință, și la istorie, toată frecvența ai nevoie de concluzii când ai analizat niște documente. Astea trebuie învățate, trebuie explicite. Noi trebuie să le arătăm cum să tragă concluzii. Ce pași trebuie să facă, ce înseamnă o concluzie validă, ce înseamnă o concluzie eronată. Nu prin osmoză. Așa, păreri putem avea toți, dar avem nevoie de prea multă educație ca să avem păreri. Dacă să avem o concluzie justificată, e nevoie să-i antrenăm. Feedback-ul. Ultima parte. Feedback-ul ăsta este extraordinar de important. Nu știu cum să accentuez. Dacă mai fac din mâine, să vă aminte. Băi, feedback, feedback. Feedback-ul este extrem de important. Nu contează în ce formă îl dai, dar trebuie să-l dai individual și foarte rapid. Pe cât se poate de rapid? Eu am zis una, 2 săptămâni. Eu zic am 2 weekenduri dacă e o lucrare mai mare și n-ai timp, ai mai ieșit cu familia pe undeva, dar să nu treacă mai mult de 3 săptămâni până dai feedback, mai ales la o evaluare sumativă. Și să fie explicit. Nu doar ai făcut foarte bine, n-ai învățat cât trebuie. Bine, ăia care n-au scris nimic, n-ai ce explicit să-i mai dai. Dar cei care au învățat un pic și vezi că așa între 6 și 7 sau între 8 și 9, copiii ăia au nevoie de explicații concrete. Ce a făcut bine, să-i spune și a făcut bine. Nu cum se întâmplă de multe ori, cred că sunteți de acord. Ăsta al meu nu-i roșu, dar am și roșu. Înroșesc ca peretele ăsta din spate, arată lucrarea și copilul a luat 8. Păi a luat 8, 80%, înseamnă că e bun. Deci trebuie să-i spune ce a făcut bine. Nu să nu-i spune ce a făcut rău, bineînțeles că atragem atenția, explicăm și cum se poate îmbunătăți. Poate un copil de 8 vrea și el să aibă, nu, nu-i mulțumit cu. Deci să avem un echilibru între ce a făcut bine și ce n-a făcut. Și să-l și încurajăm. Uite, domnule, ai făcut asta, asta, asta. Mai trebuie să faci așa și așa. Și pe cât e posibil să-i menționăm și progresul. Iarăși, nu trebuie neapărat totdeauna să fie înscris, dar copilul să înțeleagă destul de clar unde și cum a progresat. Există o scară a feedback-ului care spune că atunci când dăm feedback bun, la mine la școală noi, de exemplu, suntem obligați să dăm feedback înscris la toate evaluările sumative, la toți copiii, tot timpul anului. Deci, așa de curiozitate, că dacă am 25 în clasă și am 3 lucrări pe semestru sumative, trebuie să dau 75 de feedback-uri scrise pe semestru la o clasă. Și dacă am 6 clase, faceți socoteala, ați 300 pe semestru. Le faci? Poți să le faci pe hârtie, deci când corectezi și faci comentariile pe hârtie și asta va fi trecut. Dacă ai timp și îți place și nu vrei să scrii, stai de vorbă cu copilul și explici. Studiile spun că și feedback-ul oral, dar detaliat și personal, are aceeași eficiență ca cel scris. Că de multe ori dăm feedback în scris pe foaie, copilul ia acasă, se uită numai la notă, nici nu-l citește. Părinții de multe ori nici atât, din păcate. De la ar fi să citească împreună cu părinții. O chestie interesantă care, dacă vreți să încercați, am colegi care fac asta, dau evaluarea sumativă și nu le spun nota. O săptămână nu le spun nota. Deci le dau o evaluare, dau feedback-ul, trec cu clasa prin lucrare o oră întreagă. Noi totdeauna, că la astea mari, stăm o oră, aproape o oră, măcar 23 de minute, cel puțin, și trecem din nou prin toată lucrarea cu toate răspunsurile. Ei să și uită, să vadă dacă nu cumva am mai greșit. Eu fac parte dintre cei care mai greșesc în viață și că asta cred că foarte mulți fac asta și atunci e bine să rezolve anumită greșeală pe loc. Și de asta avem contestații aproape zero. Nu ia acasă lucrarea, o ia acasă numai după ce am trecut prin ea odată. Și mă îi spune, ia tu ce notă ți-ai dat? Că acum știi și răspunsurile, am explicat și de ce sunt răspunsurile, ia uite-te la tine cât ai făcut. Și este un exercițiu bun. Și se autoevaluează copiii, dacă noi le explicăm foarte clar și bine de ce și cum au luat nota, ei se pot evalua foarte ușor. Și având și standardele alea, grupele de standarde de performanță, se pot încadra acolo. Și să judecă bine. Și genul de clarificări, această scară a feedback-ului, cum să vorbim cu ei, nu neapărat pe totul negativ, dar asta nu înseamnă că nu le spunem ce n-au făcut bine.
Dar în loc să-i spunem, măi, n-ai făcut bine aici, nu trebuia să faci așa, hai să-i întrebăm ce ai vrut să spui. Poate nu sunt eu sigur dacă am înțeles bine. Ia explică-mi tu ce ai vrut să spui aici. Îngrijorări. Băi, mi se pare că nu. Nu, mi se pare că mă întreb ce ar fi fost dacă făceai așa, să zicem. Ai putea face asta. Și atunci lui se dă, și știți foarte bine cei cu experiență, nici nu mă întoiesc, că se va simți bine și copilul, că își dă seama că se pasă de el și de învățarea lui. Sau a ei. Deci, și cum spunem este foarte important. Nu doar ce spunem, cât spunem și când spunem. Și doar așa, ca să ne mai reîmprospătăm memoria cu taxonomia lui Bloom, să fim atenți că în evaluările noastre le cerem să recunoască, să localizeze, să-și amintească, le cerem să le explice, tot vorbim de a înțelege, să explice, să compare, să pună întrebări. Asta iarăși o arie complet, nu completă, o arie separată, se poate discuta foarte mult. Apoi, mai avansat, să organizeze, să clasifice, să planifice, apoi trecem la analiză și sinteză. Analiză, spargi marele în bucăți mici, le pui împreună, fiecare e rostul lui și am analizat. Sinteză, vin toate separate și le aduc împreună și le-am sintetizat. Și abia apoi, ups, nu știu ce am făcut. Scuzați. Evaluează. Concluzionează, tot am spus că e destul de greu. Și apoi să creeze. Creează un text, creează o investigație. Asta e mai greu de evaluat. Și te poți opri cu evaluările la nivelul de evaluează, de exemplu. La creează trebuie să fii foarte atent ce evaluezi, pentru ce dai notă. Pentru capacitatea de a fi creativ, e ok. Dar dacă tu vrei să vezi și altceva, atunci trebuie să concepi lucrarea în așa fel încât ei să-ți arate ce știu. Pentru că asta vrei să dai notă pentru ce știu, să zicem, și după aceea vine și capacitatea de a fi creativ. Nu e obligatoriu. Nu toată lumea care are cunoștințe bune și înțelege are și capacitate creativă. În general, din experiența mea cel puțin, copiii care învață bine și sunt curioși se bucură atunci când le dai posibilitatea să fie creativi. Alții vor mai multă structură. Și trebuie să ne cunoaște copiii, să știm când să avem lucrurile foarte structurate și când să încurajăm să fie creativ. Creativ poate să fie și în alegerea ceea ce fac, poate să fie creativ în procesul a ceea ce fac și poate să fie creativ și în produsul a ceea ce le-am cerut. Și cu asta, cred că m-am încadrat în cele 35-40 de minute și haideți să vedem și întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumim tare mult! Am cules câteva întrebări și idei, mai mult idei de la participanți. Am să vă spun câteva, să vă transmit câteva dintre ele. Da, da. La un moment dat au remarcat faptul că în sistemul Step by Step se practică acest model cu caietele de evaluare prin care se, mă rog, evaluează elevii descriptiv prin da, folosesc această abordare descriptivă pe competență. Eu am fost elevă în clasele primare în sistemul Step by Step și îmi amintesc de acele caiete. Deci, într-adevăr, deci, cine a trecut prin ele spune că sunt bune, nu? Da, desigur. Trebuie răspândite. Da, trebuie ideea răspândită și în alte părți, nu? Sigur. Trecerea este destul de mare dintre, mă rog, sistemul step by step în școala primară și apoi gimnaziu în sistemul clasic sau, mă rog, așa a fost percepută pe vremea aceea. Dar în orice caz se fac pași în trecerea aceasta de la focus pe notă la focus pe competențe și pe progres, pe felul în care elevul progresează de-a lungul unui semestru sau, bine, cum vrem să evaluăm. Cineva se bucură tare mult să vă revadă, domnule Constantin Lomaca, spune că a avut plăcerea să vă aibă ca mentor într-un grup de cercetare.
Mă bucur. Salutări. Cine este? Eu nu văd Să nume și vă dar spun că... oricum, voi salut și eu. Da. Vă salutăm. Desigur, am avut câteva sugestii legate de, sau câteva idei legate de feedback, pentru că, într-adevăr, durează foarte mult, spun participanții, își doresc să facă asta, dar timpul nu le permite întotdeauna. Îți Altcineva? permite. Nu. Deci asta știu că s-ar putea să fiu nepopular cu asta. Nu e că nu-ți permite. Trebuie să-ți iei tu din timpul liber de la altceva. Deci dacă îl consideri important și faci calculul, știi că nu-ți permite timpul în momentul în care ai trecut de 8 ore de muncă pe zi. Dacă tu ai făcut 8 ore și ai făcut tot ce ți se cere, inclusiv birocrațiile și tâmpeniile de multe ori care ți se cer, că se cer peste tot, și nu mai ai timp pentru asta, atunci este o problemă că asta ajută la învățare. Și atunci birocrația e prea mare. Dar dacă eu am muncit 6 ore într-o zi și mai am 2 ore, nu trebuie să stau la școală să le fac. O fac seara, după ce mă uit la meci sau după ce mai... Așa, e vorba de ce este important. Și, pe de altă parte, știu foarte bine, e mai greu la gimnaziu. La primar e mai ușor că te întâlnești cu aceiași copii tot timpul, e ușor să le dai feedback-ul. Știu că e un pic mai greu la gimnaziu. Sunt conștient de asta. Dar chestii de prioritate, îți faci timp. Da. Altcineva spune într-adevăr că este foarte relevant pentru elevi feedback-ul respectiv și atunci da, nu există, spune, nu există test sumativ pe care să nu-l corectez împreună cu ei și să le explic individual problemele, mai ales a cei care au probleme mai mari. Și analiza greșelilor, mi se pare un comentariu Da, interesant. da, da, Sunt o da. comară, sunt tabloul a ceea ce am de făcut, de îmbunătățit, ameliorat și intervenit. Mă gândesc că se referă la munca de profesor, momentul în care îți dai seama că poate unele lucruri, chiar tu ca profesor, le poți aborda mai bine pentru Da, ca ei. și cum spunea, analiza greșelilor, le dai altceva de făcut în clasă, le dai o activitate, că nu stau degeaba și atunci mai vorbim. Apropo de timp, că nu trebuie neapărat să le faci seara acasă, cum ziceam, după meci seara, dar să mai faci și timpul orii un pic, dar faci pentru ei, nu în timpul orii tu corectezi, că am auzit că sunt profesori care la clasă le dau ceva de lucru și îi corectează ca să plece mai devreme. Ai altă poveste, dar ca să le dai feedback, să vorbești cu fiecare în parte, care nu poți să vorbești de acasă, și să nu mai scrii încă o dată această analiză a greșelilor, poți să o faci și în clasă, le mai dai ceva de lucru, se poate. Și mai câștigi timp. Da, așa este. Am o curiozitate, nu este chiar o întrebare de la public, dar voiam să abordăm și subiectul proiectelor. Știți că noi am vorbit despre acest subiect când ne-am întâlnit. Cum putem să integrăm sau ce părți dintr-un proiect putem să integrăm într-o evaluare? Sau putem să... Foarte multe proiecte, dar asta trebuie să fie foarte clar în programă. De exemplu, unde am lucrat, te obligă prin programă. Deci îmi spune, nu ai voie mai mult de 50% să fie teste gentesc. Și eu celălalt 50% trebuie să găsesc ce să fac. Și atunci am lucrări practice, am proiecte și altfel de evaluări. Deci asta e una. Ar trebui semi-impusă, adică impusă cu ajutor. Că poți să spui mie, uite, dă tu proiecte la biologie. Dacă eu n-am văzut niciunul, nu mi-a arătat nimeni nici la facultate, n-am văzut. Trebuie să mă ajute cineva și atunci, ideal, ministerul, dacă nu face el, măcar grupul de profesori, să aibă un tool, așa, un bazin în care să extragă anumite exemple de proiecte. Acum mai e problema cu proiectul, că asta e recentă, din cauza de ChatGPT, trebuie să fii atent ce fel de proiecte le dai și, ideal, noi din ce în ce mai mult dăm proiecte care să le facă la clasă, să le facă sub supravegherea noastră. Pentru că altfel se duc și copiază după ChatGPT și ești foarte greu de pistat dacă le-au copiat. Dar asta se pot face, se pot face pe etape. Îi dai un proiectel și spui, ora asta îmi dați asta și faci ca un dosărel. O foaie astăzi, o foaie peste 3-4 zile, chiar dacă ai o dată pe săptămână, în 3 săptămâni ai colectat 3 părți ale proiectului și fiecare parte se construiește pe partea precedentă. Deci, aia eu dau înapoi și el construiește pe lucrul respectiv. Mai mult la proiecte acum să scrie pe hârtie sau în momentul în care îi dai ceva de cercetare care este o evaluare sumativă majoră, să oprești accesul la internet pe perioada aia. Vorbești cu cei de, nu știu cum este în școală acum, dar cât de mult este controlabil și posibil, dar să n-aibă acces la internet în o oră cât lucrează la
proiectul respectiv, altele pot fi proiecte fizice, deci pot să aducă, facă o dioramă, să zicem, și vezi felul în care le asamblează. Sau ei, apropo de biologie, adaptare, ei un animal, ia mă uitam dacă am unul pe aici, uite că am un koala de-al meu pe aici. El e pe koala ăsta și zice, băi, ăsta trăiește, mănâncă frunze de eucalipt tot timpul, toată ziua, bună ziua. Ia să-l iau eu pe koala ăsta, ideal, și îl mut eu acum pe el în Arabia Saudită. Și zice, băi, n-are voie să moară. Deci trebuie să-i găsești. Și atunci el zice, aia mai pierde din blană, mai stă pe sub pământ, mai nu știu ce, stă aproape de apă. Și să facă, nu contează cât de mult calitate, ce, 3 sau 4 sau 5 adaptări la noul mediu. Asta poate să-l facă. Deci ăsta e alt exemplu de ce mai poți face cu copii. Deci, de proiectele, proiecte și proiectele, dar trebuie bine coordonate și iarăși trebuie spus de la început care sunt așteptările. S-ar putea să fie copii care să spună, a, stau eu acum să construiesc ăsta, nu știu cât, eu îți mulțumim și cu nota 7, de trebuie să știu ce să fac pentru 7-le ăla. Deci, de asta acel barem de corectare trebuie cât de cât transmis elevului ca să se știe așteptările de la început. Da, acesta este un alt punct foarte important, faptul că întotdeauna comunicăm baremul de corectare cu elevii Da. și se pregătesc pentru evaluare prin studierea acelui barem, mai ales Da, la elevii. la proiecte este esențial. La genteză, ai acolo, trebuie să știi A, B, C, D, astea probabil ai 2 pagini, pe astea trebuie să le știi, ai cartea dacă ai manual bun și așa mai departe. Dar la proiecte trebuie să-i spui clar ce te aștepți, ce urmărești. Da, așa este. Să vedem dacă mai avem și alte întrebări. Cineva ne spune din nou despre eficiența feedback-ului, ne întoarcem la feedback, depinde de o bună structură a testului, mă scuzați, planificării și de mărimea colectivului, atunci când vei reuși să-i cunoști pe elevi mai bine. Sunteți de acord că probabil că e vorba și de experiența sau de practica de a da feedback și de a construi un barem de Da, corectare se sau de... învață cu timpul și îți dai seama și ce este eficient. Cunoscându-ți elevii, iarăși cu experiență, știi cu care să vorbești mai mult, cu care mai puțin. Unora le-ai dat 2, 3 chestii și ei știi că s-au dus cu ele. Alții au nevoie și de partea emoțională, ca să te asculte, să te terorizeze ce le-ai spus, să o ia în serios, să vadă că îi pasă. Trebuie să te adaptezi la copil. Da, și mai vorbeam noi de lucrul în echipă pe care nu-l putem întotdeauna verifica, da, într-un proiect, în momentul în care le dăm un proiect și pot lucra în echipă. Nu putem neapărat să verificăm cu o evaluare sumativă acest lucru. E mai greu, deci se poate, dar este mai greu pentru că trebuie să ai contribuție individuală. Altfel, imaginați-vă că oricare dintre noi suntem într-o grupă și unul din grupă, și știm că asta se întâmplă foarte des, nu face mai nimic sau știe că noi muncim și el nu muncește. Sau invers, eu sunt mai șmecher, știu că ăia sunt ocelari și mă prefac și eu pe lângă ei pe acolo, le mai spun o glumă și ei muncesc pentru mine, nu se supără pe mine că n-am contribuit, hop și luăm toți aceeași notă. Nu prea e corect. Și dacă vrei să evaluezi lucrul în echipă, trebuie să evaluezi contribuția individuală și contribuția individuală la proiectul comun. Deci, cu alte cuvinte, rostul contribuției tale individuale, să spunem. De ce este important că eu sunt cel care am scris partea de sinteză? Pentru că, și așa mai departe. Deci, trebuie să fie o combinație între contribuția directă, individuală și partea de reflexie. Pe la universități, să mai face mai mult, am observat în ultimii ani, dau și reflexia participanților din grupă. Dar aici trebuie să pornești la premisa că oamenii sunt corect în evaluare și spun, măi, Livia a muncit mult, a făcut cu tare, cu tare, ăsta Constantin doar asta a participat. Și atunci eu, ca și corector, mă uit, băi, tu asta îmi spune ăștia despre Constantin. 3 din 4 mi-au spus că n-a făcut, numai el zice că a făcut. Și pot să lăsa acolo să nu-i dau aceeași notă ca celorlalți. E mai dificil cu copiii, mai ales dacă sunt și prieteni. Ce merge, apropo de lucru în echipă, am observat foarte bine merge în perechi, dar perechile să nu fie între copii de niveluri foarte, foarte diferite. Să nu pui pe ăla care ia 10 cu ăla care ia 4-5. Dar pe ăla cu 6, cu ăla cu 4, 5, merge. Pe ăla cu 10, cu ăla cu 8, merge.
să pot ajuta și învață ăsta care e un pic mai în urmă și celălalt să simte bine că explică și ăsta înțelege. Să nu fie diferențele prea mari. Și iarăși ideal să fie cât de cât, nu neapărat prieten, dar cât de cât să respecte, să nu fie unul care e nesuferit și nu vrea să amestece nimeni. Trebuie să fie atent, dar merg, astea în perechi merg. Eu mai fac 1, 2, 4 grup, deci mai fac activitate, dau ceva individual, după care le cer să lucreze în echipă, deci câteodată chiar să inverseze și să fie pregătiți ca eu să-i întreb din ce a făcut celălalt, după care pun câte două perechi și fac grup de 4, și după care îi vin cu concluziile unui grup de 4 și scot la tablă și prezintă toți 4 ceea ce au făcut în comun în grup, cu singura condiție să nu prezinte ceea ce au făcut ei la început când au lucrat individual. Și atunci trebuie să fie atenți unul la altul, să comunice, să învețe și să vină cu produs. Mai se poate face și asta. Da, necesită atenție și construiesc cunoștințele sau experiența de învățare Te împreună. pregătești, le faci odată, adică sunt ani în care muncești mai mult, după care lucrurile care merg le păstrezi, că nu trebuie să-i vetezi roata în fiecare an. Da. Bun, să vedem dacă avem intervenții noi. Vă așteptăm cu întrebări în chat. Vă reamintim că mai avem câteva minute și putem să luăm întrebările dumneavoastră. Vă spune că ultimul exemplu de evaluare este excelent. Mă bucur. Încercați, asta e mesajul principal, domnule. Încercați la clase, vedeți ce merge. Nu sunt rețete pentru toată lumea. Singura rețetă este că dacă ne pasă de copii, trebuie să încercăm pe cât posibil să-i ajutăm fiecare acolo unde suntem. Asta e. Și să aflăm, mai aflăm unii de la alții ce se poate face, că nu totdeauna le știm și nimeni nu s-a născut atât de învățat și putem învăța unii de la alții. Dar trebuie încercat, trebuie să avem și curajul de a încerca. Și dacă nu iese, nu iese. Ce dacă? Face și așa. Încercăm altceva. Bun, am găsit mai multe întrebări. Acum, dacă puteți, în câteva cuvinte, să faceți o paralelă a evaluării Australia, Germania, România, cineva se uită la experiența noastră diversă de predare. În toate părțile se dă feedback explicit. Deci asta e foarte clar. Adică în Germania și în Australia, mai ales. În România văd că diferă. În unele școli, da. În România depinde prea mult de profesor. Deci dacă profesorul are conștiință, vrea și știe, poate face, nu prea oprește nimeni. Dar nu, în alte părți, chiar dacă sunt unii care ori nu vor, ori nu pot, ori nu știu, sistemul îi împinge să o facă. Deci ești obligat să o dai. Deci trebuie să justifici că ai dat feedback-ul. Deci trebuie să-l arăți undeva. Deci dacă vine. Acum, din conștiința, ne știm unii și alții ce fac. Dar dacă vine să zicem directorul și vrea să vadă, uite mai la evaluarea sumativă, unde ai dat tu feedback? Trebuie să-i poți arăta. Nu doar să-i spui am dat. Nu, să-mi arăți unde ai dat. Pe foaia de hârtie. Am stat de vorbă cu fiecare în clasă, copiii sunt martori și așa mai departe. Le-am scris aici, le-am pus pe platformă. Și atunci îi forțează puțin și pe cei care sunt mai mult în inerția, așa, sau care sunt convinși că nu-i nevoie să faci asta, să o facă. Pentru că se știe că trebuie făcută. Și varietatea evaluărilor. De asta spuneam mai devreme că te încurajează să nu fie evaluările doar genteză, să zicem. Să faci altceva, pentru că trebuie să evaluezi mai multe competențe. Sistemul german este mai teoretic, seamănă într-un fel cu cel românesc, dar și ei fac multe lucruri pentru înțelegere. Au schimbat foarte mult chestia asta și totul este și aplicat. Chiar dacă această aplicație este mai mult teoretică, nu fac așa de multe lucrări practice, de exemplu, cum facem noi și activități
dar tot ce fac are și aplicabilitate. Au schimbat destul de mult în ultimii 15 ani și ei. Și cu cât ești mai sus, te apropii de clasa 12, cu atât e mai riguros. Și nu, chiar și la germani, unde se mai fac niște materii care nu se examinează direct de bacalaureat, dar nota contează din ultimul an. În general, eu sistemul în care am lucrat și în ăsta australian și internațional, tot ce faci clasa 11 și a 12 contează pentru examenul de facultate. Faci 6 materii, le faci bine, le faci profund, să dai examen și de acolo ți se nota pentru facultate. Nu faci 20, 15, hai că nu știu, 12, 15 sau câte fac ei clasa 12 și nu interesează pe copii, că ei n-au nevoie decât de 2-3. Asta iarăși, asta e o diferență, evident. Mulțumim. Bună, să mai au o întrebare din public. Cum asigurăm tranziția de la notarea prin calificative la cea cu note? Practicile din sistem indică o ruptură mare și o mare subiectivitate în acordarea calificativelor. Spune cineva Dacă un. aveți, dacă aveți, de asta am făcut cu standardele de performanță. Dacă aveți standardele alea de performanță, unde am pus satisfăcător, bine, foarte bine, puneți notele 5, 6, 7, 8, 9, 10 și le facem și la ăștia mici și le facem și la ăia mari. Iarăși, cum am zis, a trebuit să vină astea de sus, de la minister, făcute bine, standardizate, cu zeci de exemple și așa mai departe, atunci ar fi mai ușoară acest gen de tranziție. Și, într-adevăr, sunt bine să fie doar calificative, nu trebuie să fie note la ăștia mici, că o notă e doar o cifră, dar așa se poate face, pe categorii. Satisfăcător, bine, foarte bine, satisfăcător devine 5-6, binele 7-8, foarte bine 9-10. Da, așa este, Cred cred, eu. mult mai obiectiv și cu Și siguranță obiectiv corect. schimbăm cumva abordarea de la numărat de puncte sau de la calculat un punctaj la. Da, aici iarăși trebuie să fii atent, că când adun puncte, puncte, puncte și unde tragi linia asta e bine, e foarte bine, care merge câteodată, poate mai ales la matematică, să zicem, dar nu numai, și când e holistic. Când sunt ei capabili, de exemplu, când înțeleg un concept și chiar dacă fac câte două, trei greșeli pe acolo, s-ar putea să fie totuși de nota 9 ce a făcut. Dar dacă eu adun punct cu punct, s-ar putea să iasă 8 sau 7. Iar trebuie să fii atent, ce e valoros, ce e important. Câtă greutate dau întrebărilor care pe Bloom sunt mai sus. Da? Câte exemple are nevoie? Dacă e un risc, că am mai avut discuții cu profesor, dai notă și îi dai același gen de întrebare și tu îi dai încă un punct, încă un punct. De exemplu, eu fac adunări, 25 plus 37, 25 plus 37 e același lucru ca 75 plus 20, nu, plus 14, să zicem, până în 100. Deci nu poți să dai prea mult de același gen, că tu de fapt verifici un singur lucru. Dacă îi poți aduna sau scădea numere de două cifre sub 100. Vrei să schimbi, dai mai mult, îi dai 75 plus 130 și așa mai departe. Și atunci poți să zici, asta e altfel de întrebare. Să nu dai prea multe puncte pentru același lucru, că îl depunctezi. O altă chestie importantă este să nu depunctezi pentru aceeași greșeală. Asta foarte mare atenție la științe, mai ales. Unde faci o greșeală la început sau chiar nu uită un zero, o virgulă, o putere și care greșeala asta până la sfârșit, dar raționamentul este corect. Nu trebuie să-l depunctezi decât o dată pentru o greșeală, nu pentru rest. Să-i zici, nu, n-ai luat, ți-a dau 4, că nu e rezultatul final ăla corect. Dar tot raționamentul e corect. Nu, tu îi dai nota pentru raționament. Deci nu trebuie depunctat de două. La toate testele astea internaționale nu se depunctează pentru aceeași greșeală de două ori. Da, foarte, foarte interesant și foarte bune sugestiile noastre. Mulți se întreabă dacă pot să vă urmărească, să găsească un blog al dumneavoastră sau o altă sursă de informare. N-am loc, mai scriu pe Facebook din când în când, mai pun tot felul de lucruri și sper să-mi iasă în curând și o carte, că mi-am mai pus ideile acolo împreună și le mai. Și atunci o să. Na, sunt toate la un loc. Minunat. Blog am mai ținut, dar nu prea a citit lumea blogul, nu prea are timp de bloguri. Da. Mai scriu câteodată pe blogul Telescop și ce mai postez pe Facebook și cu cine mai stau de vorbă. Bine. Poți Mulțumim să-mi tare. scrie direct, adică eu n-am nimic. Dacă cineva are o chestie punctuală, mă găsește ușor pe Facebook și poți să scrie. Poate conecta și reamintim că vom pune materialele pe care le-ați prezentat în felul de festival și îl vor putea accesa la sfârșitul zilei, împreună cu linkul pe care l-ați folosit pe harta competențelor și tot ceea ce prezentat.
O mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi. Ne-am apropiat. Suntem la finalul sesiunii și aș vrea să le transmit participanților că după o pauză de 30 de minute se vor putea conecta din nou la următoarea sesiune. De fapt, sunt două sesiuni în paralel. Atenție, puteți alege între sesiunea pentru profesorii de informatică, idei de activități Unplugged de echipă pentru orele de informatică, iar pe scena 2 veți găsi o sesiune înregistrată despre implicarea elevilor, despre felul în care creștem implicarea elevilor printr-o metodă foarte interesantă, o metodă agile, adaptată pentru zona de educație. Așadar, aveți o pauză scurtă și ne revedem la 12 și jumătate. Mulțumim tare mult, domnule Constantin La Lomata. revedere și salutări tuturor care ați stat până la sfârșit. La revedere!